ca mulți alți români, Adriana și Daniel au luat drumul străinătății pentru a-și putea realiza un vis. După ani mulți de muncă în Italia și apoi în Spania, au hotărât că a venit timpul reîntoarcerii pentru a-și putea crește băiatul în țară, la fel cum au crescut și ei. Faptul că prietenii nu i-au încurajat să revină acasă nu a făcut decât să-i ambiționeze, să-și dorească să-și demonstreze lor înșiși și apoi celor din jur că dacă au reușit în străinătate, acasă este imposibil să nu reușească, pornind la drum cu curaj și cu încredere în Dumnezeu și în forțele proprii. Adriana și Daniel, la fel ca alți foarte mulți români, ați ales drumul Spaniei. Cu ce vis ați plecat acolo? Ca fiecare, pentru a face un trai mai bun, pentru a realiza ceva mai repede și, bineînțeles, să te întoarcem în țară. Pentru câtă vreme ați plecat inițial? Am plecat pentru o lună și în final sunt la 14 ani. Inițial eu am început, am mers în Italia, după care tot așa am zis că voi sta 2, 3, 5 luni, un an de zile maxim și s-au făcut 6 ani jumate, aproape 7 cu drumurile. Era pe perioada când se făcea 3 luni în țară, 3 luni în străinătate. Și m-am întors ulterior să nu mai plec nicăieri. Dar drumul s-a prelungit către Spania. După aia am luat drumul Spaniei, da, în 2010. Și în Spania ați stat împreună. A fost altceva? În Spania, da. M-am dus cu Dani. Ne-am cunoscut din 2000. Ulterior, în 2010, ne-am reîntâlnit, neștiind unul de celălalt. Și am plecat în 2010 împreună în Spania. Și am stat aproape 7 ani și acolo. Cum a fost perioada petrecută în Spania? De început, foarte tristă. Adică m-am dus așa pentru câteva luni de zile. Am zis să îi fiu alături, să realizăm ceva mai repede și să ne întoarcem împreună, acasă. Dar nu a fost așa. De multe ori crezi că te duci pe câteva luni de zile și stai și visul ca să devină realitate, trebuie o perioadă și să-i acorzi timp și să mergi mai departe, să poți să faci ceea ce îți dorești. Și a venit nunta, s-a născut copilul după aia și s-au făcut aproape 7 ani. Am stat împreună, dar toți buni, frumoși, grei, ca și dorul de casă, care te apasă foarte mult. Cum au reacționat prietenii voștri din Spania când le-ați spus că vă veți întoarce acasă? Uimiți, o rămas că vrem să ne reîntoarcem acasă. Toată lumea a fost contra, toată lumea a zis, de ce să pleci, ce o să faci? Cu ce o să te ocupi, adică aici toate ți s-a așezate, dar să nu uităm că și acolo a fost un început greu și trebuie să fim realiști cumva că te duci într-o țară străină și e totul de la capăt. Nu vorbești limbă, nu știi ce o să lucrezi, te acomodezi cu lumea, cu tot ce te înconjoară și atunci parcă am prins mai mare curaj, am zis da, ne întoarcem, pentru că acasă deja știi să vorbești, acasă e altceva. Faptul că aproape nimeni nu v-a încurajat să vă reîntoarceți acasă v-a dat și un imbold, nu v-a ambiționat cumva să le arătați că se poate? Ba da, a fost un impuls mai mare pentru noi și cumva să ne dovedim că se poate. Adică chiar dacă toți se pun contra ta sau vor să-ți pună piedici, nu te duce, nu face, nu așa, noi am zis nu, hai să vedem dacă am realizat aici, de ce să nu realizăm ceva în țara ta, unde te-ai născut, unde știi să vorbești, unde cunoști altfel lumea, cei care te înconjoară, te ajută altfel, în țară străină ești într-o țară străină. Și atunci am zis, ce poate fi mai plăcut decât să te întorci acolo de unde ai plecat. Când ați hotărât să vă întoarceți, aveați un plan? Știați ce o să faceți aici? Nu aveam, practic, un plan. Soțul, da, a zis, hai să ne apucăm în ceea ce a lucrat el, în domeniul construcțiilor, pe parte de piatră și marmură, pe antichități. Dar în același timp am zis, haideți să ne întoarcem, să vedem ce se potrivește cel mai bine acolo, ce lipsește, ce poți să faci, adică să te încadrezi în ceea ce lipsește, practic, în țară și de ce e nevoie să faci și totodată să-ți placă. Cum ți-a venit ideea să faceți ceea ce faceți voi acum?
Eu aveam experiență în acest domeniu și m-am gândit că mi s-ar potrivi foarte bine. Soțul sprijinându-mă tot timpul și fiind alături, am zis de ce nu, să începem împreună, adică să facem ceva, să ne completăm unul pe celălalt. Și se pare că a fost calea cea bună, pentru că s-a întâmplat că la biserică, îmi povesteai tu, ai auzit ceva foarte interesant. Da, după ce ne-am întors acasă, cred că așa a vrut Dumnezeu, să ne luăm locuință exact peste drum de biserică, mergând foarte frecvent la biserică, în unele dăți s-a anunțat că este ceva proiect în derulare prin primărie, cu fonduri nerambursabile. Am mers acasă, am meditat faptul că totuși e vorba să iei niște bani, dar trebuie să-ți și asumi, să faci ceva, adică să oferi în schimb, că nu e nimic să iei de-a gata fără să prestezi ceva. Și am lăsat timpul să decidă. Ne-am hotărât noi împreună, două săptămâni, tot am stat și le-am discutat și le-am calculat și am zis, oare să pornim sau să nu pornim? Și a doua oară, mergând la biserică, m-a întrebat preotul, te-ai gândit? Vrei să-mi lași numărul de telefon sau să-ți dau eu numărul fetelor care se ocupă de partea asta, a mentorilor, în special cei care au inițiat și au scris proiectul? Și am zis da. Și a trecut o perioadă până am sunat-o pe cea care ulterior mi-a devenit mentor, Cristina Bito, o fată extraordinară, cu o poveste foarte asemănătoare. După 13 ani trăiți în Spania, s-a întors și ea în țară. A lucrat foarte mult la acest proiect, a scris ea împreună cu colegele Alexandra, cu Elena, cu restul echipei lor. Și cumva mi-a dat încrederea aia în mine că e un drum bun sau e drumul pe care trebuie să-l parcurgem. Ați simțit că sunteți sprijiniți, că românii care se reîntorc în țară primesc sprijin? Dacă îl cauți, da. Trebuie să și dorești lucrul ăsta. Adică, deja vă zic, nu mă ajută, nu mi se deschid porți. Ba da, dacă mergi să bați la acele porți. Nici n-ați deschis bine micuța voastră firmă, că a venit pandemia. Cum ați trecut peste această perioadă? Cu bune și cu rele, ca în orice moment a vieții. Practic, astea ne întăresc. Da, uneori zicem că-s grele, dar nu-s grele. Îs niște lovituri care te trezesc la realitate, care practic îți dă curajul mai mare și puterea să treci peste ele, să mergi mai, să-ți dorești în continuare, să nu renunți. Și am zis, da, ce-a vrea Dumnezeu, am deschis, făcând un contract sau semnând un contract, ți-ai asumat 2 ani de zile să reziști pe piață, chiar dacă se poate sau nu se poate, neavând clientelă, am zis, ce-a vrea cel de sus. Dacă așa ne-a fost scris să trecem drumul ăsta, o să-l trecem. Și am trecut cu brio. Am sperat și am zis, Dumnezeu știe ce are de făcut cu noi, dar din moment ce ne-am pornit, sigur o să realizăm acest vis. Și așa s-a întâmplat. Ați accesat un singur proiect? Da. De început a fost singurul proiect care cumva ne-a modelat pe noi. Nu era mare, nu multe lucruri am putut să luăm pe el, dar a fost exact pasul sau impulsul care îți trebuie de început. Și dacă mai departe îți dorești sau te implici, poți să te dezvolți cu proiect sau fără proiect. Noi am avut un spațiu, nefiind de acord cu credie, cu tot ce se întâmplă cu nebuneala asta, am zis, hai să vindem spațiul. Pentru că e momentul să investim. Am văzut că deja se dezvoltă foarte frumos afacerea. Am urmărit în continuare fondurile, dar fiind perioada de COVID, nu a fost nimic. Și atunci am zis, nu îngreunăm situația, mai bine vindem și pe fondurile noastre proprii ce avem și cum putem să ne cumpărăm altceva. Și așa am realizat și acum ne gândim să ne extindem, să căutăm un spațiu mai mare, să ne dezvoltăm, practic, afacerea. Câți angajați aveți în momentul de față, Adriana? Momentan lucrez eu cu soțul și ne gândim să luăm pe cineva, făcând tot mai multe contracte cu restaurante, cu pensiuni, acolo necesită mult mai multă muncă. Și atunci am zis că e nevoie încă de o persoană, ne gândim în viitor apropiat să mai angajăm pe cineva.
Ce crezi că trebuie ca să te poți întoarce în țară? Curaj, în primul rând. Și mai mult decât curaj, încrederea în sine. Adică să crezi în propriile tale forțe. Când mergi în străinătate, ai mai mult curaj sau te gândești, a, o să reușesc. Și atunci de ce acolo suntem foarte siguri că o să reușim? Sau o să ne acomodăm a ceea ce nu știm ce ne așteaptă? Dar în țară, practic, ne e frică. Dar nu ți se pare cumva că este un paradox că ne ducem cu atâta voință să reușim afară, dar în țară, când ne întoarcem, parcă ne lipsește voința de a reuși și curajul de a încerca măcar. Nu știu dacă ne lipsește curajul, e foamea asta, să o numesc așa, după bani. Practic, la o vârstă foarte mică sau fiind foarte tineri, toată lumea își dorește bani, să câștige bani, să-și facă aia și uită scopul pentru care a plecat. Adică mă duc să-mi fac o casă. Păi când mi-am terminat casa, mai îmi trebuie și două mașini. Când am cumpărat cele două mașini, mă gândesc, a, nu mai am bani să întrețin casa, stau în continuare, adică ne leagă banul ăsta. Nu suntem siguri pe noi. Să ne gândim, eu pot să fac banul, să nu mă las manipulată de bani. Și atunci, aici e cumva paradoxul, nu mă întorc în țară, dar de ce nu mă întorc în țară? Că în străinătate n-ai știut ce o să lucrezi și lucri orice și te acomodezi la orice. Dar pe când vin țară, asta nu-mi place să fac, aici sunt multe ore de lucrat. Nu e așa. Trebuie să te gândești că lucrezi pentru tine. Câte ore lucrai în Spania? Foarte multe, aș spune. Sau nu am lucrat foarte multe, că aveam copilul mic. S-a născut copilul în 2012 și ulterior... N-am lucrat un an și câteva luni de zile, dar pe urmă mi-am reluat activitatea și mergeam 5, 6, 7 ore, dar aveam copilul, făceam navetă din stânga în dreapta, de la o casă la alta, lucram în curățenie. Reîntoarcerea acasă uneori nu este atât de grea pe cât vrem noi să o facem să pară de grea. Pentru că dacă am vedea sau ne-am atinge scopul, ne-am limitat la scopul pe care ni l-am propus fiecare dintre noi când mergem în străinătate, ar fi mai ușor să ne întoarcem. Dar tot umblând după bani și după bani și după bani, uiți că tu nu mai trăiești. Tu ajungi să funcționezi cumva mecanic. Că te gândești să-mi fac aia, să-mi fac aia, ulterior când le-ai făcut nu le mai poți întreține, viața e așa scurtă și se schimbă lucrurile de la o zi la cealaltă. E foarte ciudat că nu știm să trăim în prezent și tot alergăm și atunci zice, a, nu mă întorc în țară, că ce o să fac acolo? Păi dacă nu-ți fixezi un țel și nu te gândești, uite, asta vreau să fac sau asta știu să fac și dacă o știu faci în țară străină, de ce la mine în țară? Da, e adevărat, se pun multe piedici, e adevărat, nu mergi să bați la ușile care trebuie, ți se închide odată, nici în străinătate, nu mi s-au deschis ușile de fiecare dată când am bătut la ele, dar am insistat sau am mers de două, trei ori și am zis, eu trebuie să fac lucrul ăsta și atunci clar că în viitor l-ai schimbat și ai reușit să-l faci pentru că ai crezut tu în tine, ai zis, măi, eu dacă pot să fac aici, pot și mai departe. Și atunci încrederea asta în sine, eu zic că ne lipsește în mare parte. Aici în zonă sunt foarte multe case, foarte frumoase, dar din păcate goale. Cei care ar trebui să fie în ele sunt încă departe de țară. Da, pentru că așa cum am spus, stăm acolo, facem casele în România, investim în România, acolo stăm cu chirie, că asta e... Cred că cel mai dureros, să stai acolo cu chirie, să investești în țară și să nu vii să te bucuri de ce ți-ai făcut. Îmi povesteai, Adriana, că voi v-ați întors printre altele în țară și pentru a vă crește copilul așa cum ați crescut și voi în țară. Da, e adevărat. Crescând aici, ai familia aproape. Ai un ajutor mai bun în țară. Fie că e mamă, bunică, soră, o prietenă, o vecină, oricând ai la cine să bați la ușă. În schimb, eu din propriile mele experiențe, am fost eu și copilul. Soțul toată ziua la muncă, seara când venea,
la o cumpărătură, la o plimbare cu copilul și trecea timpul. Și atunci am zis, de ce nu-i mai benefic să mergem în țară? Într-adevăr, școala, da, e mult mai lejeră în străinătate. Dar eu zic că oameni deștepți sau cu funcții mari și de la noi din țară sunt plecați foarte mulți în afară. Și atunci, da, ce trăiești pe meleagurile tale, nu o să le trăiești niciodată în străinătate, cu toți banii din lume. Cum s-a adaptat băiatul vostru la reîntoarcerea în țară? În prima fază nu a fost foarte simplu, chiar dacă micuț fiind, i-a lipsit grădinița, colegii, câțiva prieteni cu care se mai întâlnea, dar totodată s-a acomodat foarte repede. El fiind micuț, plimbându-l din stânga în dreapta, la prieteni, la frați, la sora mea, la bunici, s-a acomodat foarte ușor, adică și-a dorit cumva și el să vină. Amenajând casa, el tot timpul întreba când e gata să ne întoarcem acasă. Și atunci am zis, dacă un copil care totuși e născut în Spania, a trăit acolo 5 ani de zile, își dorește să se întoarcă, noi de ce să nu putem să ne întoarcem și să fim mândri că reușim să ne întoarcem? Și interesant că el născut în Spania numea România acasă. A numit acasă pentru că ne-a auzit pe noi vorbind foarte mult acasă și dorul de a te întoarce, pentru că acolo lucrezi, nu ai Paști, nu ai sărbători. Eu lucrând în zi de sărbătoare, în zi de Anul Nou, în zi de Crăciun, da, sărbătoream între 2-3 prieteni, familie, eu cu soțul, că atâta eram, sau o perioadă a mai fost fratele meu acolo. Dar nu e ca și acasă, sărbătorile, oriunde le-ai petrece, nicăieri nu-s ca și acasă. În familie și cu dragul ăla de a te întâlni, de a sărbători românește. David, câți ani aveai când ți-au spus mami și tati că vă veți reîntoarce în România? Aveam 4 ani și am fost bucuros. De ce ai fost bucuros? Pentru că ne întoarcem acasă, unde îmi plăcea mie. Tu ești născut în Spania, nu ți se părea că Spania este acasă pentru tine mai degrabă decât România? Ba da, dar aici mi-am făcut mai mulți prieteni și mi-a plăcut că aveam o casă aici care era noastră și era foarte bine. Cum sunt copiii aici față de copiii din Spania? Sunt mai prietenoși, mai cuminți și mai bucuroși. Și la școală cum este? Nu ți-a fost greu? Știai limba? Da, pentru că vorbeam prin Spania, așa vorbeam acasă. Vorbeam română mai mult, nu spaniolă. Și îmi povestea mami că doamna profesoară, doamna învățătoare, de fapt, a fost foarte încântată de felul în care vorbeai tu limba română. Da, a fost mulțumită cum am venit nou să vadă că vorbesc română. Nu ți-a fost greu să te adaptezi la școala din România, la condițiile din România? Un pic mi-a fost greu, dar m-am bucurat că am reușit. Când am terminat casa, am ajuns într-una dintre zile la duhovnicul meu, părintele care este ca un părinte adevărat, un tată pentru noi, pentru mine și pentru soț, că ne-a cununat, dar pe mine m-a botezat. Am ajuns la dânsul într-o zi și l-am întrebat, părinte, ați fi de acord, ne-am terminat casa, să veniți să ne faceți feștanie, știind că deja era în vârstă și a plecat din parohie, din satul meu natal, s-a bucurat foarte mult și a zis, nici nu ezit să răspund altceva decât să onorez, să-mi spui doar ziua. Am fost foarte mândră că a venit și ne-a încurajat și a spus un lucru foarte sfânt. Bine ați făcut că ați venit acasă, dacă atâția ani de zile a stat și v-ați realizat în țară ce v-ați dorit, la ce să stați în străinătate? Și atunci am prins curaj și am prins dragul de a veni cu toată încrederea că se poate. Deci duhovnicul vostru a fost singurul om care v-a încurajat să vă reîntoarceți în țară? Au mai fost, să zic, 2-3 persoane, dar cei care, practic, să zic, sunt și familie sau, să zic, frate sau mamă sau care și-au dorit cumva să ne aibă aproape. Dar așa, dintre prieteni, nu prea aș spune că ne-au susținut,
foarte puțini, foarte puțini au fost cei care au zis, haideți în țară, că o să fie bine. Adică eu mă gândesc că restul n-au avut încredere în noi. Sau n-au crezut în ceea ce putem să facem. Că altfel ar fi zis, haide în țară, ce-ar fi a fi, doar o coajă de pâine și în țara ta ți-o poți câștiga, dacă ai câștigat-o ani de zile în străinătate. România se poate face tot ce vrei, doar pe muncă, ca în orice țară. Și în orice țară, dacă nu muncești, nu primești nimic. Tot așa și în România. Nu poți să aștepți să ai de toate ne muncind. Vă lipsește ceva aici? Nu, eu nu pot să zic că îmi lipsește ceva. Când am pe toți aproape lângă mine, familia mea, n-are ce să-mi lipsească. Cred că abia acum ne simțim împliniți. Adică după întoarcerea în țară, acolo chiar dacă am ieșit, am văzut locuri minunate, am mai vizitat una alta, cred că aici putem zice, da, acum suntem fericiți, pe plan profesional, pe plan spiritual, adică sufletește, aici te încarci, sufletește, știi că ești acasă, nu-ți lipsește nimic. În primul rând, dacă suntem sănătoși, restul toate vin de la sine. Am văzut ce atmosferă prietenoasă este la voi, la firmă. Clienții nu sunt doar clienți, dar sunt prieteni. Vă întâmpinați cu foarte multă căldură. Crezi că ar fi putut fi aceeași atmosferă în Spania? Ar fi putut fi la fel? În niciun caz. Dacă mă gândesc că aș fi stat acolo și să-mi deschid ceva acolo, eu zic că nu. Nu ar fi fost același lucru. Aici omul e mult mai deschis, mai călduros față de tine. Când vine de două, trei ori, deja simți că e din familia ta. Vorbește altfel cu el. Adică se leagă prietenia aia de care, da, uneori acolo ne-au lipsit. Ai avut doi, trei prieteni, dar puțin, fiecare pe drumul lui, fiecare cu interesul lui. Ce v-a atras cel mai mult către casă? După ani mulți de muncă, zicem că ne-am atins țelul. Planul nostru era, când am plecat eu cu Dani în Spania, de acolo am pornit. Am zis să ne facem o casă, să nu stăm cu chirie și după aia totul, restul vine de la sine. Ca și acasă nu-i nicăieri. Experiența din Spania, cu ce v-a îmbogățit? Am învățat lucrul ăsta, că e foarte important. Dacă ai cât de cât strictul necesar, nu te zbate să faci averi pe fața pământului, că practic nu-ți ajută și nu ești mai bogat nici ca mine, nici ca celălalt, nici ca celălalt. Rezumă-te strict la ce ai nevoie. Și atunci, da, asta am învățat-o de la ei. Ce credeți că ar trebui să aibă în bagaj și românii care se reîntorc din străinătate? Încrederea de sine, că altceva nu îți trebuie. Că poți să răzbați și în țara ta ca și cum răzbați în alte țări străine. Altceva ce trebuie să aibă. Cum vă simțiți la revenire acasă? Foarte împliniți, sigur pe noi, sigur că poți, dacă ești sănătos, să mergi mai departe.